Alex, cu ce gânduri ai venit la echipa națională înainte de turneul final? Am venit cu gânduri bune, să facem cel puțin figura de anul trecut și să avem măcar aceeași performanță. Cum ți se pare grupa din care facem parte? Care crezi că este cel mai greu adversar? Nu știu care este cel mai greu adversar. Este o grupă dificilă, dar din punctul meu de vedere cel mai periculoase sunt Olanda și cu Germania. Nu aveai nici măcar 8 ani împliniți la Euro 2008, unde Adrian Mutu era unul dintre liderii naționalei. Urmăreai fotbalul la acea vârstă? Îți mai amintești ceva de la acel turneu? Posibil să mă fi uitat, nu mai mi-amintesc fiindcă eram foarte mic, dar de mic copil mă uitam la meciuri și urmăream echipa națională. Ce ți-ai dori să trăiești pe propria piele din ceea ce vezi la televizor când te uiți la fotbal? Aș vrea să simt câștigarea unui titlu, aș vrea să simt bucuria după un meci câștigat împotriva unei echipe mari, să simt acea adrenalină de meciuri mari și succesul. Cum te-ai caracteriza în 3 cuvinte? Ambițios, muncitor și talentat. Poți să dormi bine înaintea unui meci important? Da, nu prea pot să dorm, fiindcă mă gândesc foarte mult la meci, mă gândesc să joc cât mai bine, să-mi ajute echipa și sunt niște emoții ca înainte de fiecare meci. Cât de tare ai strigat la golurile marcate de România la turneul din urmă cu 2 ani? Da, normal, m-am bucurat foarte mult. În perioada aia eram un copil și vă dați seama, m-am bucurat la fiecare reușită pentru echipa națională. Cât de mult te-ai schimbat de când ai ajuns în Craiova? Nu m-am schimbat foarte mult, sunt același om, același caracter, doar că m-a ajutat această schimbare, acest oraș, această echipă și le mulțumesc pe această cale. Ți-au transmis colegii Andrei Ivan sau Alexandru Cicâldău să-i răzbuni în meciul cu Germania pentru eliminarea din 2019? Da, da, m-au încurajat, mi-au spus să vin aici și să dau tot ce e mai bun din mine.